Pe parcursul a mai bine de un sfert de oră, în după amiaza zilei de duminică, satul Vadul Rașcov a fost cuprins de o furtună. Pe unele locuri, stratul de gheață avea o grosime de vreo 5 cm. Deși au trecut 24 de ore de la ploaia care s-a abătut asupra satului Vadul Rașcov, grindina căzută încă nu s-a topit. După ce și-au semănat câmpurile și loturile de pe lângă casă, gospodarii așteptau ploaie curată și liniștită, care să le dea creșterea plantelor. Marele a fost uimirea lor când, după un început de zi cu călduri caniculare, a venit un nor de ploaie însoțit de o furtună și grindină. Timp ideal am fost cu cireada și deci nu era să pot eu să țin vitele. Nici vitele, când au văzut așa minuni, au pornit a zbudiu din loc, din pădure, și nu le putem ține. Deci acasă, când am venit acasă seara, am văzut că toată cea apă care am pus-o e farmată, căpșunile, fasolele, ustroiul, deci e potolit toată în grădină. Și după cum am fost azi prin sat și la toți oamenii, am auzit că toată fix e tot așa la toată populația din sat. În urma ploii torențiale, mai mult a avut de suferit partea dinspre râul Nistru. Locuitorilor din această zonă le-au fost distruse culturile agricole. În plus, ei au rămas și fără apă potabilă, deoarece unicul izvor a fost inundat de apa de ploaie și deșeurile menajere aduse de apă. O lecuță, că s-a făcut fântânița și așa, era de făcut iar, dar de-a mea că ieri au dat ploaia asta și iar s-a înmulit. Tătăra nu ușca astea de pe maluri, asta e săpată de oameni cu sapa și cu lopata e scoasă. Și poate de răzân în luna martie și s-a făcut. Pe urmă iar o dat o ploaie și s-a umplut iar atât aici și s-a terminat. Ia că aici e șipul aici îngropat în grot, care n-avem de ne lua apă noi să bem. E tot înnămolit. Și toată vremea noi curățăm și se rămână ploaiele, vin mari și ne ascultă pe noi aici. N-avem toată mahala de băut apă. Potrivit estimărilor unei comisii speciale, cel mai mult a fost afectată gospodăria lui Ion Șmigun. Acesta a ținut să precizeze că de mai mulți ani se ocupă cu creșterea rasadei de legume, însă cu astfel de calamități s-au confruntat pentru prima dată. A venit un nor deasupra noastră, care a început a ploua puțin, a început lin a ploua, care noi am crezut că n-a fi nimic. Și brusc a început a ploua cu chiatră mari, care era mai mare ca ou de hulub, așa, ca. Și a început brusc, nu dovedem nici, nici să închidem, nici parnișe, nici astea teplițele se rupeau, înainit oamenii care ridicau teplițele cu bețele, se grămădea tone, uneva o tonă la un praliot de teplit și dădeau gheața, care gheața asta a stat până seară, așa de multă gheață, că lumea spune că nu o văz de mult. La Vadul Rașcov ni s-a spus nici bătrânii din sat nu mai țin minte să fi fost vreodată o asemenea furtună. Doar grație susținerii vecinilor, Ion Șmigun a reușit să dea jos gheața acumulată pe acoperișul serelor. Oricum, omul spune că ploaia i-ar fi distrus peste 1000 de fire de rasadă, care i-ar fi adus un venit de minimum 5000 lei. Pentru a evalua stare de lucruri, la fața locului s-a deplasat o comisie specială. Potrivit informației preventive, în proporții mai mari au fost afectate vreo 15 gospodării. Drumurile deteriorate deșuvoiul de ploaie la scurt timp au fost aduse în ordine. Fluxul de apă a adus în preajma râului Nistru tot felul de obiecte din gospodăriile oamenilor. Locuitorii satului spun că deși ploaia a început pe la orele 14, grindina căzută s-a topit abia pe la chindii. Tatiana Vrăjitoru, Victor Sofroni, Impuls TV.